Astăzi voi prezenta tulburările de depresie și anxietate, definiție, simptome și ce trebuie să faci când observi că ești depresiv sau anxios. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificare, astfel vei fi notificat de fiecare dată când voi publica materiale care te-ar putea interesa. Te salut cu bucurie! Eu sunt Cosmin Mușuroi, psihoterapeut din pasiune pentru oameni, membru al Colegiilor Psihologilor din România și Federației Române de Psihoterapie. Ce este depresie? Depresia este o tulburare a dispoziției care provoacă un sentiment persistent de tristețe și pierderea interesului față de activitățile care te bucurau cândva. Simultan, denumită și tulburare depresivă majoră, aceasta afectează modul în care te simți, te gândești și te comporți și poate duce la o varietate de probleme, atât emoționale cât și fizice. S-ar putea să experimentezi dificultăți în desfășurarea activităților de zi cu zi și uneori poți simți că viața nu merită trăită. Mai puternică decât o tristețe obișnuită, depresia nu este o slăbiciune și nu poți pur și simplu să scapi de ea. Depresia necesită tratament, deseori pe termen lung, dar nu te lasa descurajat. Majoritatea persoanelor cu depresie se simt mai bine odată ce încep tratamentul cu psihoterapie, medicație sau ambele. Cum noi cunoaștem că suferim de depresie? Deși depresia poate apărea o singură dată în timpul vieții, oamenii au în general mai multe episoade. În timpul acestor episoade, simptomele apar extrem de des, aproape în fiecare zi și pot include sentimente de tristețe, goliciune sau deznădejde, plâns frecvent, explozii de furie, irritabilitate sau frustrare, chiar și în legătură cu problemele mici, pierderea interesului sau plăcerii în majoritatea sau în toate activitățile obișnuite, tulburări de somn, inclusiv insomnie sau somn prelungit, oboseală și lipsă de energie, sarcinile mici parcă necesită efort suplimentar. Reducerea poftei de mâncare și scăderea în greutate sau creșterea poftelor pentru mâncare și creșterea în greutate. Anxietate, agitație sau neliniște. Încetinirea proceselor de gândire, vorbire sau încetinirea mișcărilor corpului. Sentimente de lipsă de valoare sau vinovăție. Te gândești excesiv la eșecuri anterioare și te învinuiești constant. Dificultăți în a gândi clar, a te concentra, a lua decizii și a-ți aminti anumite lucruri. Gânduri frecvente de sinucidere, tentative de sinucidere sau chiar sinucidere. Probleme fizice inexplicabile, cum ar fi dureri de spate sau dureri de cap. Pentru mulți oameni cu depresie, simptomele sunt de obicei destul de grave. Acestea provoacă probleme semnificative în activitățile de zi cu zi, cum ar fi munca, școala, activitățile sociale sau relațiile cu ceilalți. Unii oameni se pot simți în general nefericiți, fără să știe de ce. Simptomele depresiei la copii și adolescenți. Semnele și simptomele comune ale depresiei la copii și adolescenți sunt similare cu cele ale adulților, dar pot exista unele diferențe. La copiii mai mici, simptomele depresiei pot include tristețe, iritabilitate, agitație, îngrijorare, dureri fizice, subponderabilitate, aceștia refuză să meargă la școală. La adolescenți, simptomele pot include tristețe, iritabilitate, senzații de neglijență și lipsă de valoare personală, furie, performanță slabă sau participare slabă la școală, senzații de neînțelegere și sensibilitate crescută, consum de droguri sau alcool, autovătămare, mâncare sau somn îndelungat, lipsa interesului față de activități obișnuite și evitarea interacțiunii sociale. Simptomele depresiei la adulți. Depresia nu este o parte normală a creșterii în vârstă și nu ar trebui să fie ignorată. Din păcate, depresia continuă adesea nediagnosticată și netratată la adulți și se pot simți reticențe în a căuta ajutor. Simptomele depresiei pot fi diferite sau mai puțin evidente la adulți, cum ar fi dificultăți de memorare sau schimbări de personalitate. Disconfort fizic sau dureri, oboseală, pierderea apetitului, probleme de somn sau pierderea interesului pentru activitățile de cuplu. Deseori, adultul dorește să rămână acasă mai degrabă decât să iasă în oraș sau să facă lucruri noi. Gânduri sau sentimente suicidare, în special la bărbații mai în vârstă. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificare, astfel vei fi notificat de fiecare dată când voi publica materiale care te-ar putea interesa. Îți mulțumesc că ai urmărit cu atenție acest video. Eu sunt Cosmin Mușuroi și în continuare te invit să urmărești următorul video în care ți-am pregătit câteva direcții de acțiune pe care le poți aplica în viața ta chiar acum pentru a-ți ameliora starea de sănătate până vei ajunge să discuți cu un specialist.